Bun găsit, suntem din nou împreună la emisiunea Pe mâinile cui. O temă mult mai serioasă decât vă poate sugera titlul ales pentru această ediție. Printre bloguri suntem noi, doi, eu, Mihai Firică și de această dată Ovidiu Călugăru, blogatul. Bine ai revenit în emisiune. Vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc și vouă dacă urmăriți această emisiune. Și, bineînțeles, și celor care o vor urmări în reluare pe bloguri. Atât în reluare la 3TV, cât și pe YouTube. Am mai spus, încercăm să dezvoltăm un proiect inedit. Încercăm să deschidem căi de comunicare împreună, eu cu Ovidiu, către dumneavoastră. Dialogăm pe diverse teme. Iarăși, astăzi vom dialoga și de aici înainte, cred, săptămânal împreună, despre bloguri, despre internet, ce se întâmplă în această zonă virtuală, pentru că mie mi se pare un domeniu care se dezvoltă pe zi ce trece, se dezvoltă așa cum vedem în țări civilizate, nu? Cu un stadiu de dezvoltare absolut remarcabil și este bine să ne orientăm către această zonă, să fim pregătiți pentru viitor, pentru aceste provocări ale viitorului. Astăzi vom discuta despre mai multe bloguri ale craiovenilor, despre ce înseamnă știrile online. Vom discuta cu precădere despre o publicație online, Ora de Dolj, am mai prezentat-o. Ora de Dolj este un cotidian online, dar rând pe rând le vom analiza și pe celelalte, alte publicații, alte surse de informare, pentru că acum suportul informației este nou, nu doar în forma tipărită sau în ceea ce vedeți dumneavoastră acum, televiziune sau radio. Din ce în ce mai mulți oameni își culeg informațiile zilnice de pe această sursă a internetului. Așadar, Ovidiu, vreau să te întreb pentru început, în ce măsură simți că tânăra generație, cei care îi aparții tu, dar și cei mai tineri, mult mai tineri decât noi, apelează la internet pentru a prelua informație cotidiană. Consider că tânăra generație apelează la net și în special la bloguri în proporție de măcar 60, 70 sau poate chiar 80%. Pentru că pe bloguri este noua medie. Tot mai mulți jurnaliști, printre care și dumneavoastră vă numărați, au bloguri și scriu acolo exact ceea ce simt, ceea ce cred și ceea ce consideră că îi interesează pe cititor. Pentru că, așa cum cred eu și cum cred majoritatea celor care au blog, cititorul sau cititorii contează cel mai mult. Da, eu mărturisesc, nu mi-ai pus această întrebare, dar mulți m-au întrebat de ce un blog, de ce nu suficient în presa tipărită, nu suficient în ziarul online pe care îl conduc. Eu consider că blogul îți oferă posibilitatea de a publica oricând, la orice oră, vrei să scrii opinia, să furnizezi o informație. Mai mult decât atât, spațiul pe care îl ai este mult mai generos decât presa tipărită, o pagină de ziar sau o pagină de carte. Dar să revenim pe chestiunea aceasta. Am discutat într-o altă întâlnire despre politicieni și cum folosesc oamenii politici acest instrument de promovare și de ce nu de socializare. Am discutat și acum mai mult de promovare. Deci accentul se pune pe promovare în cazul lor. Am discutat și acum vom discuta despre niște oameni obișnuiți care au blog, dar și despre niște jurnaliști cu blog. Ei bine, eu consider că politicienii din ziua de azi trebuie cu toții să aibă, să fie prezenți online, să aibă măcar un site de prezentare și, de ce nu, și un blog, deoarece astfel pot fi ideile lor, pot fi la îndemâna celor care îi votează sau celor care îi interesează mersuri politice din ziua de azi. Și mai ales să răspundă pe perioada mandatului, nu doar în campanie electorală, asupra activității, ceea ce fac în sprijinul celor aleși. Să facă un fel de audiențe online, de ce nu? Da, câțiva politicieni chiar fac acest lucru, este lăudabil pentru ei.
Rămâne de văzut dacă din ce în ce mai mulți vor face acest lucru. Nu ascund faptul că noi încercăm să stimulăm și acest fel de comunicare. Repet, nu doar aici în televiziune să vină să vă răspundă la întrebări. Am făcut o selecție de bloguri, de site-uri despre care vrem să vorbim în această emisiune. Haideți să o luăm cu începutul. Selecția și modul de prezentare pe care îl vom face acum este unul absolut aleatoriu. Nu neapărat reprezintă o valorizare cei care sunt prezentați pe emis sau cei din urmă. În niciun caz este pur și simplu o selecție întâmplătoare și cred că este farmecul emisiunii cu mult mai mare. Așadar, să începem cu primul blog, Andrei Crivăț, am să te rog să spui mai multe cuvinte despre acest site pe care îl avem acum pe micile ecrane. Avem în imagine un print screen de pe blogul lui Andrei Crivăț, este un jurnalist din Cluj-Napoca care a călătorit prin mai multe orașe, după cum am aflat și după cum oricine poate afla de pe pagina despre mine de pe blogul său. O să fac o scurtă paranteză și o să spun că pagina despre mine este extrem de importantă, despre autor, mai bine zis, este extrem de importantă pentru un blog, deoarece de acolo cititorii pot afla pe cine citesc, pe cine urmăresc, cine își expune ideile pe acel spațiu virtual. Ca să spun și eu ceva în paranteza pe care ai deschis-o, ai încredere în blogurile anonime? Cei care nu se prezintă și totuși au bloguri interesante? O să spun sincer, nu. Nu am încredere deoarece nu pot ști cine sunt acele persoane. Pot, de exemplu, să aibă o vârstă de 10-15 ani să fie, și să se dea ceva mai mari. Pot să fie bărbați să scrie sub pseudonimul unei femei și așa mai departe. Deci nu am încredere. Am închis paranteza. Da. Ai adus și argumentele. Haideți să vedem acest blog, să mai dai câteva detalii despre el. Îmi place foarte mult designul blogului Andrei Crivăț. Este unul foarte simplu. Este ok din punct de vedere al cromaticii. Are pe partea dreaptă câteva bannere publicitare. Ce îmi place în mod deosebit, cele trei butoane de Facebook, Twitter și LinkedIn, o altă rețea socială, sunt afișate în partea dreaptă și cititorii pot interacționa cu autorul acestui blog și prin intermediul rețelelor de socializare. Cât despre conținut, acesta este foarte diversificat și autorul are o notă personală foarte pregnantă. Din punctul meu de vedere, este unul dintre acei bloggeri care atrag atenția și prin modul în care scriu, nu doar atunci când abordează un subiect senzațional, ci pot să scrie despre orice într-un mod care atrage atenția extrem de a cititorilor într-un mod extrem de plăcut. Da, haideți să vedem și un alt blog, mărim puțin ritmul emisiunii pentru că sunt destul de multe pe care vrem noi să le prezentăm. Sunt foarte multe bloguri. Trecem la cele locale, să spunem așa. Nu, nu este un blog local de această dată și vreau să vă anunț și să anunț și toți telespectatorii că nu am ales acum niciun blog local. Și blogul care au de interes, să zicem, zona media și care sunt extrem, autorii cărora sunt extrem de activi pe zona media și schimbă prin ceea ce fac, schimbă percepția cititorilor și celor care intră pe internet despre bloguri și despre presa online, ca să zic așa. Da, într-adevăr, acum recunosc și eu, Manafu este un, Cristian Manafu, blogger extrem de cunoscut. Văd aceeași așezare grafică, butoanele către rețelele de socializare. Ele nu deranjează dacă sunt puse pe prima pagină, atât de evident? Nu deranjează. Din punctul meu de vedere, este foarte bine ca aceste butoane să fie cât mai vizibile, deoarece rețelele de socializare sunt un mijloc prin care poți interacționa într-un alt mod cu cititorii blogului. Astfel, Cristian Manafu sau alții autori de blog pot să își promoveze mai bine articolele la fiecare, sub fiecare articol, nu putem vedea acum, este afișat un buton Twitter și Facebook, cititorul apasă acolo dacă este interesat sau dacă îi place articolul și recomandă la rândul său prietenilor săi de pe Facebook sau Twitter
sau de pe altă rețea socială, Google Plus, să zicem, dacă este afișat un astfel de buton, recomandă conținutul, dacă îi place, bineînțeles. Despre blogul Cristian Manafo pot spune foarte multe, mai ales că este un organizator de evenimente extrem de apreciat, de evenimente dedicate fenomenului Web 2.0. Aș putea să prezint pe scurt o idee, de fapt nu o idee, ci următorul eveniment pe care organizează, pot? Sigur. Este vorba despre Webstock 2011, un eveniment dedicat celor care au idei în social media, în online și în blogging și care adună la o rată câteva sute de oameni pasionați de online. A câta ediție este pentru că s-a petrecut treia ediție, dacă nu mă înșel, nu, a patra. A fost în 2008, 2009, 2010 și acum urmează 2011. Da. Este bine că are continuitate și să urmărim anul acesta. Eu cred că sunt din ce în ce mai mulți oameni care vin către astfel de zone. Ce remarci la conținutul acestui site? Deja pot să-i spun site, pentru că este mult mai elaborat decât un blog clasic. Remarc în primul rând modul în care autorul își exprimă ideile pe înțelesul locului, deși este un expert în jurnalism, în social media, Manafu scrie pe înțelesul locului, are multe comentarii, organizează și concursuri care au drept premii invitații la conferințele pe care le organizează prin, pot să spun firma sau nu, dacă nu este, Evensis? Este o firmă, da, o firmă cunoscută. Da, e bine că am menționat-o. Da. Și sunt articole care tratează teme din social media. Asta este important, din media socială, din online și consider că ar trebui să fie citit de către oricine, din punctul meu de vedere. Noi facem acest lucru, transmitem și pe această cale o altă informație către cei care sunt interesați sau le recomand să acceseze acest blog al lui Cristian Manafu. Haideți să trecem la un alt blog, de asta am spus, ne referim și la cei locali, pe Florin Tomescu. Putem să-l considerăm unul dintre prietenii noștri oricum. Bineînțeles. Și un blogger local, chiar dacă el este din Severin, este din Mehedinți. M-a anunțat acum prin intermediul unei rețele sociale care de gând să vină să învețe la facultate în Craiova. Îl felicit cu această ocazie pentru că a luat bacalaureatul. Profit de această ocazie. De asemenea și faptul că va fi student în Craiova. Cei care scriu pe bloguri trebuie să aibă și un nivel de cultură și de, eu știu, nu doar de cunoaștere a limbii române, dar și partea aceasta de cunoștințe tehnice destul de ridicat, sau cel puțin în medie. Nu? Da. Trebuie să spunem și aceste lucruri. Deci este un domeniu, bine, în care te pregătești, este un domeniu în care nu poți să vii nepregătit. Dacă faci greșeli gramaticale sau greșeli de altă natură în postarea de articole sau de informații acolo, ești apostrofat de către cititori, da. Tocmai asta... Pe internet nimeni nu te iartă. Da. Mă gândeam la modul în care unii bloggeri sunt oarecum superficiali și scriu foarte, foarte rapid și uită anumite idei pe parcursul unui articol. Cei drept, unii spun bine ceea ce spune și povestesc propriile experiențe, scriu despre diverse întâmplări la care au luat parte, însă trebuie să ia aminte la regulile gramatice limbii române. Da. Cum ți se pare blogul lui Florin Tomescu? Ca și design, mi se pare foarte, foarte simplu. Este un blog care poate fi dat drept exemplu, drept un blog extrem de simplu în ceea ce privește designul. Domeniul este pe cu terminația asta pentru ceva mai avansați, mă refer acum, TK, recomand o terminație .com sau .net sau chiar .ro, iar articolele sunt interesante. Florin Tomescu a abordat o temă care a fost abordată și de mine la începutul blogului meu, și anume review-urile. El analizează câteva
blogurile din punct de vedere al designului și conținutului, cam cum facem noi acum, însă doar online. Analizează din punct de vedere video, se realizează astfel de emisiuni cu ajutorul unui program care captează ceea ce se vede pe ecranul calculatorului. Deci foarte simplu. Da, am amintit mai devreme și de partea aceasta de promovarea informației pe internet. Sunt deja publicații specializate, cum este și am amintit deja Ora de Dolj. Vreau să prezentăm și câteva subiecte, vom face acest lucru și cu alte publicații. În ce măsură crezi că viitorul va rezerva acestui gen de presă, pentru că ne raportăm la această perspectivă, va rezerva noi mijloace de, eu știu, de transmiterea informației? Crezi că se va pune mai mult accent pe imagine, pe partea aceasta video, sau pur și simplu textul va rămâne în continuare valorizat pentru ce înseamnă presa? Cred că se va pune mai mult accent pe interactivitate. Nu doar pe imagine, ci și pe modul în care interacționezi cu un ziar. Conținutul va deveni exact la îndemâna cititorului, iar atunci când avem de-a face cu un ziar online, vom putea să observăm în trei dimensiuni, de ce nu, cu ajutorul tabletelor sau telefoanelor din ce în ce mai avansate, conținutul acestora, de exemplu, atunci când urmărim o înregistrare de pe un teren de fotbal, a unei acelor mai importante faze dintr-un meci de fotbal, vom putea să derulăm exact până în momentul care ne interesează și vom putea citi exact ce vrem, exact ca la o emisiune televizată. Însă totul va fi mult mai interactiv. Eu consider că presa viitorului va fi aproape sau complet digitalizată, deci totul digitală, ca să mă exprim corect. Totul va fi electronic, pentru că astfel cititorul sau vizitatorul va putea interacționa mult mai simplu cu informațiile care sunt redactate sau care sunt prezentate sub format video, audio sau alte formate pe care acum nu le putem imagina încă. De ce crezi că au succes diversi blogeri în detrimentul unor publicații online care au conținut vast, diversificat și reactualizat cu, eu știu, cu sprijinul unor echipe numeroase, unele dintre ele, în raport cu un simplu Frank Tiror, cum este bloggerul de cele mai multe ori. Sunt și bloguri realizate de 2-3 oameni, dar de ce încă au acest succes bloggerii? Au fost primii în domeniu sau de ce? O explicație. O să vă contrazic puțin. Bloggerii vor avea din ce în ce mai mult succes și vor deveni, ca să zic așa, noua medie. Ca să țină pasul cu ei, ziarele online vor trebui să, nu să îi imite, ci să ia ceva din inspirația bloggerilor și mă voi referi exact la momentul publicării unui articol. Ei bine, bloggerii, ca și unele publicații online, cum ar fi Ora de Dolj acum, că tot vorbim despre asta, preiau informațiile cam exact în momentul în care sunt realizate, deci o întâmplare, imediat cum se realizează, este preluată de către blogger, analizată și pusă pe site. De exemplu, vezi ceva pe stradă, vezi, să zicem, un accident, fotografiezi sau înregistrezi video și urci imediat pe blog. Presa ajunge foarte, foarte târziu sau nu ajunge deloc la acel eveniment. Ceea ce este foarte important este faptul că bloggerii beneficiază de cea mai nouă tehnologie și au la îndemână telefoane mobile sau camere video de dimensiuni foarte mici și pot să intre astfel în contact cu cititorul și să abordeze cele mai noi știri înaintea ziarelor. Deci asta este atul principal al bloggerilor. Rapiditatea cu care posează știrile. Da, am remarcat acest lucru și o mai mare mobilitate nu depinde neapărat de, hai să spunem așa, organizarea clasică a unui publicații scrise sau o televiziune. Nu trebuie să ofere informații de la anumite instituții cu precădere sau lucruri de această natură, ci mult mai mult
sunt prezenți în stradă, în locurile în care se întâmplă lucruri interesante pentru o anumită generație, pentru că în permanență ne raportăm la acest lucru. Internetul atinge mai ales zona aceasta a tinerilor, dar nu numai. Haideți să prezentăm și câteva imagini, le spun eu, știri. A vorbit Ovidiu mai devreme ce înseamnă interactivitate, ce înseamnă preluare de informații online. Unde crezi că greșește presa clasică? Pentru că am văzut și publicații care au dat kicks în print, da? Gândul cu Cristian Tudor Popescu chiar, sau al jurnaliști, cum este Cornel Nistorescu. Da, bine, o altă generație. Unii spun că sunt dinozauri. Jignim dinozauri, dacă vorbim de maniera asta, ci nu, sunt jurnaliști de o anumită etapă, de o anumită vârstă, da? Cornel Nistorescu, în fine, cu problemele pe care le are el, cotidianul nu mai apare nici pe hârtie, acum încearcă să supraviețuiască pe online. Unde greșesc ei? De ce nu s-au impus și știu că nu realizează traficul pe care, luat ca și dimensionarea echipelor, pe care realizează blogeri cunoscuți din România. În primul rând vreau să spun că pe print nu greșesc cu mai nimic aceste, să zicem, ziare care au trecut din print pe online. Nu au greșit cu nimic să iasă din print. Și pur și simplu au avut vânzări din ce în ce mai mici, deoarece nu au mai fost în tendințe, ca să spun așa. Din păcate, în momentul de față, avem de-a face cu o tabloidizare a presei. Da. Și din ce în ce mai multe știri se bazează pe senzaționar, pe sex și pe diverse știri, ca să zic așa, de la ora 5. Deci nu... Iată o știre pe micul ecran, este o imagine din ora. Și chiar o comentăm pentru că trebuie să ne oprim asupra subiectului. Marcel Pavel și FRF amendați pentru intonarea greșită a imnului național. Ei bine, nu este vorba de o greșeală, este vorba de o ticăloșie pe care respectivii au făcut, nu le mai spun domn de la FRF, indivizi de la FRF, și împreună cu Marcel Pavel, care a executat porcăria, au modificat imnul național cântat aseară la meciul dintre România și Franța. Cum vezi un astfel de gest, dincolo de discuția noastră, de subiectul discuției? Am urmărit în direct, însă am urmărit apoi discuția dintre o domnișoară reporter de Realitatea și Marcel Pavel, în care acesta era foarte, foarte indignat că îi se imputa modul în care a modificat versurile imnului național. E bine, eu nu pot decât să condamn pe Marcel Pavel, deoarece a avut această atitudine. Nu pot înțelege cum poți să modifici după bunul preac versurile unui imn național care nu știu exact când a fost realizat anul, dar în 1860, parcă, sau... Mai târziu, da. Da. Îmi cer scuze dacă am o astfel de lipsă, însă mai important este faptul că aceste versuri au rămas și vor rămâne aceleași, iar nimeni nu are dreptul, indiferent de mediul politic sau de cine ne conduce sau de cine se află în opoziție și așa mai departe, nimeni nu are dreptul să modifice aceste versuri sau să interpreteze imnul național sub o altă formulă. De aceea, eu nu sunt absolut deloc de acord cu Marcel Pavel și cu Federația, dacă și Federația a impus modificarea sau șuntarea imnului național. Da, ne puteam aștepta și la modificarea însemnelor naționale. Mai a încercat, poate, un personaj să schimbe culoarea acel albastru din stemă, să-l facă violet. E o tristețe fără margini că se petrec lucrurile acestea. Nu suntem din cei care să punem mare preț pe o astfel de simbolistică, să spunem că va fi afectată națiunea și nu este afectată de genul ăsta, numai că bădărania care se petrece este una fără margini și stupefiantă. Da. Ne reîntoarcem pe astfel de subiecte și să mai prezentăm și alte imagini din această publicație, care încearcă să ofere, așa cum spuneai tu, câteva lucruri inedite online, iarăși informații despre acel... Da, nu mă pot să nu mă amuz la declarația lui Marcel Pavel, care a spus că
Atunci, dacă spunea numele lui Trean, da, era interpretare politică. Cum să fie? Andrei n-a cântat la meciul Butei, n-a cântat imnul național și n-a spus un nume de Trean. Ba da. Eu consider că Marcel Parvera ar fi trebuit să discute și să renegocieze, sau federația ar fi trebuit să înțeleagă că această reinterpretare a imnului național ar putea să dea naștere la astfel de discuții și ar fi mult mai controversată decât interpretarea normală a imnului național. Da, sunt astfel de lucruri. Pornim și de la subiectele pe care le reprezentăm pe diferite secțiuni. Făceam referire la chestiunile acestea legate și de tabloidizare și da, de diversificare. Cum interpretezi, de exemplu, astfel de informații publicate de la secțiunea Monden, Monica Gabor, le vedem aceste personaje, dar și Gina Pistor și alte fete ale momentului, într-o astfel de publicație. Crezi că este greșit ca presa online să abordeze și acest gen de informații? Este un pericol? Nu este deloc greșit. Este greșit să interpreteze strict aceste informații. Cum sunt anumite tabloide care prezintă numai astfel de știri. Însă, dacă prezentăm într-o categorie știrea că Monica Gabor ar putea fi însărcinată, sau că Gina Pistor nu se consideră încă babă, sau cum a spus, nu avem nicio problemă. Din punctul meu de vedere, este foarte bine ca ziarele online sau blogurile să aibă categorii de Monden în care să posteze știri interesante pentru o mare categorie a publicului, știi care interesează foarte mulți oameni. Din punctul meu de vedere, Monica Gabor este încă un model pentru multe, multe fete. Să sperăm că totuși va conta din ce în ce mai mult să iasă la lumină oameni cu adevărat capabili, nu cei care se promovează prin intermediul unor relații sau prin intermediul unor întâmplări. Uite, avem un nou subiect, este subiectul, oricum, subiectul zilei, din nou cu Piții, mulțumim Piții, ne-am atins obiectivul, stăm acasă. Da. Evident, nu punem în spatele lui Pițiul că toată această ratare, dar modul în care tragi linie, adică risipești orice șansă, este tipic pentru un ins care este specializat în astfel de competiții de noroc. Da. Ce nu mi-a plăcut mie? S-au apărat băieții noștri, parcă erau la rovine, au tras niște brazde de acolo, că este și amărăciunea acestui nou insucces al generației ratate. Se spune, haide, bancul zilei, îl știți, îl spunem împreună. De ce nu a venit totuși Mutul la Națională? Nu știu. Nu-i place acest tip de iarbă de pe Arena Națională? Nu-i place iarba? Nici nouă nu ne place că Pițurcă a folosit un singur atacant și acela pierdut pe undeva între fundașii francezi. Poate că ar fi trebuit să riște. Așa, 0-0 nu ne folosește la nimic. Ne amintim de Pițurcă și de campionatul european, unde la fel ne-am apărat, n-am tras niciun șut pe poartă. Cei care sunt suporterii unui astfel de antrenor ar trebui să se gândească la acest tip de tactică. Te aperi, nu dai niciun șut pe poartă și sper că adversarul își va marca un autogol sau cine știe, vine Goian și lovește mingea în frunte și intră în cele din urmă mingea în poartă și obție o mare victorie. Ei bine, eu cred că dacă Pițurcă va rămâne la echipa națională, avem toate șansele să stăm acasă și la campionatul mondial, să-l vedem la televizor și toată generația următoare care vine de fotbaliști cu Pițurcă să se rateze pentru alții 4 ani, dar poate nu sunt eu cel mai în măsură să vorbesc despre Pițurcă, poate aici de la 3 TV admiratorii lui să îl promoveze în continuare pe acest ins care, în fine, nu mai amintesc de talentul său de barbogiu,
cel de antrenor deocamdată nu și l-a mai demonstrat la echipa națională de când generația Gică Popescu Hagi a decis să pună ghetele în cui, să luăm o mică pauză de publicitate, după care să revenim și la alte subiecte mai importante pe care le prezintă site-urile și publicațiile din Craiova și nu numai. Am revenit la discuția despre bloguri, despre site-uri, despre internet și cum sunt utilizate blogurile și site-urile specializate de informații pentru promovarea noutăților. Să vedem cum se vor mișca lucrurile și în această direcție, pentru că în ce măsură vor exista bani și din publicitate și din firmele interesate să-și promoveze produsele în zona aceasta pe internet. Cred că se va dezvolta și domeniul comerțului pe internet și așa mai departe. Dar hai să ne oprim puțin, să încercăm să facem o analiză. Mi-am notat trei lucruri. Care crezi că este cel mai important element pentru un blog de succes, pentru un site de succes? Comunicarea, cum interacționează proprietarul, da, autorul blogului sau site-ul respectiv cu cititorii, conținutul sau promovarea? Care din cele trei enumerate de mine este cel mai important? Cel mai important? Că toate sunt poate la fel de importante, dar totuși, care este cel mai important? Din punctul meu de vedere, conținutul este, bineînțeles, cel mai important. Un blog trebuie să fie, în primul rând, de calitate ca să fie comunicativ și cu cât are un conținut de calitate, cu atât este promovat mai bine de către cititori. Căci autorul poate să promoveze pe canalele sale de comunicare, cum ar fi conturile sale de Facebook și Twitter, însă cititorii promovează și pe canalele lor. Odată ce văd un articol interesant, îl dau pe Twitter, pe Messenger, pe Facebook și așa mai departe. Iar comunicarea este, zic eu, foarte important pentru un blogger să răspundă comentariilor de pe blogul său. Este un lucru esențial și să fii atent la micile erori care îi sunt semnalate de către cititori. Da. Cred că răspunsul conține în sine și o anumită capcană, pentru că în sine eu nu cred foarte tare în promovarea de către alți cititori, pur și simplu în recomandările acestea ar fi bine să fie acest exercițiu, da, de bun simț în cele din urmă, un astfel de gest, ai întâlnit un blog de calitate, poate chiar să dai click pe câteva bannere, câteva reclame amplasate acolo, se mai obișnuiește și chiar să recomanzi acel blog, chiar pe blogul tău să pui un link, fără să ai pretenția să se facă un schimb de link-uri pe chestiunile astea. Știu că din nefericire se întâmplă mai rar aceste lucruri. Nu? Tot se practică și sunt convins că se va practica în continuare schimbul de link-uri între bloggeri care doresc să se promoveze, se numește acel link RAV, adică cu cât ai mai multe link-uri pe un anumit blog, cu atât mai important ești. Bun, continuăm discuția de unde am rămas, da, la pițurcă, la subiecte de zile, vedem și această ispravă pe care Federația Română de Box a făcut-o, este acea fotografie din a doua, din dreapta, da, cu rudele Obeja, federație dezafiliată, sportivii nu mai merg la Olimpiade, oricum performanțele erau foarte subțiri, cel puțin acum vor fi zero, stăm acasă și în box, să vedem la ce mai stăm acasă. Pițurcă, nu? Victor Pițurcă mi-a făcut o impresie destul de bună atunci când a antrenat naționala la ultimele europene, deoarece cât de cât a realizat câteva rezultate. Însă astăzi, de fapt ieri seară, a dat o declarație care pur și simplu m-a uimit. A spus că naționala a făcut un joc bun. Ce joc bun să fie un joc în care ai două, trei ocazii tot meciuri și nici acelea nu sunt ocazii pline. Un
jucător trece cu piciorul aproape de minge și zici că a avut ocazie. Nu. Eu spun că Victor Pițurcă a mizat pe cartea norocului, ca să zic așa, mult prea mult și a așteptat să se întâmple o mine, nu, din păcate, nu s-a întâmplat. Poate el știe că jucătorii nu au valoare, poate îi aruncăm o povară în spate, poate Răzvan Lucescu este vinovat 100% pentru chestiunile astea, dar... O să mai spun ce nu mi-a mai plăcut. Pițurcă, da. Nu, mie mi-a displăcut și n-am înțeles până la un punct de ce echipa noastră a tras de timp să obțină, să conserve acest rezultat de 0-0, care pur și simplu ne-a îngropat, care nu ne ajută la absolut nimic. Pe lângă această tragere de timp, eu nu am înțeles de ce Cazonul a avut acea stare deplorabilă. Adică fotbaliștii au rufit mai mult terenul în loc să rupească. Acolo se înțelege, da. Știm foarte bine. Adică niște bani care s-au dus către o anumită firmă, e vorba de Arsenalul românesc, da, încă un tun pe care o firmă de băieți deștept l-a tras și cu asta basta. Nu e prima dată. Echipa națională a jucat și pe nisip, dacă ne aducem anul trecut Danemarca, da? Și atunci iarăși ne-am făcut de baftă. A jucat în Ghencea, unde era o mocilă de nedescris cu Slovenia, s-a pierdut și atunci calificarea și așa mai departe. Și probabil o să mai joace, nu? Cu turcii, că tot facem un joc de cuvinte, o să le pregătim o rezărie ca la rovine sau mai știu eu ce le mai pregătim, șanțări cu apă. În fine, să mai vedem câteva subiecte, nu ne oprim numai la Pițurcă și la isprăvile acestea, dar vedem și altceva din publicația asupra căreia ne-am oprit în această emisiune. O informație economică, spuneam o chestiune Francul mai devreme. Se depreciază, da, într-adevăr, da, e bine. O știre de furnizată ieri. Este și acest gen de informație valorizată, pentru că vedem acolo sunt mai multe informații din domeniul economic, unele sunt strict canalizate către cei interesați, cum ar fi zona aceasta de agricultură și de finanțare europeană. Crezi că ar trebui să se specializeze mai mult publicațiile către un anumit gen de informație sau să treacă în revistă, cum vedem la Ora de Dor, și aproape din toate domeniile legate de economie, depinde, informații, da, de sport, de monten, sau să fie cu un conținut generalist. Eu consider că Ora de Dor și alte ziare online sunt generaliste, se adresează unui public din ce în ce mai mare. Bineînțeles că există tot felul de publicații, atât online cât și pe print, care au succes și care se adresează cei pasionați de un anumit domeniu, cum ar fi economia. Consider că informațiile economice nu trebuie să lipsească din niciun ziar și cred că acestea sunt extrem de utile românilor care vor să nu mai pierdă bani din cauza crizei sau din alte motive. Cred că este foarte important ca ziarele să aibă câteva domenii pe care să posteze zi de zi informații noi și utile. Da, sunt multe informații cu conținut strict local, nu doar din acestea generaliste. Multe se referă la administrația publică locală, la ce se întâmplă în oraș, cu precădere în Craiova, dar și în județul Dolj. Haideți să mai vedem și alte, să încercăm să prezentăm pe cât posibil mai multe site-uri și inclusiv știri din Ora de Dor și este iarăși informație cu, îi spun eu, mai mult util, se referă la pregătirea lobiștilor, ce înseamnă lobby. Ei bine, este un domeniu absolut nou în România, până de curând, până acum 2-3 luni nu se vorbea oficial, între timp în nomenclatorul meseriilor se regăsește și aceasta de lobbyist, să fie pe înțelesul dumneavoastră, omul care face lucrurile să meargă, omul care pune presiune asupra unor instituții, asupra politicienilor. Lobbyistul, el este cel care transmite într-un mod caracteristic informația mai departe, cel care
utilizează informația publică în beneficiul celor mulți și mai ales celor care îl angajează. Sunt diverse firme puternice care angajează o firmă de advocacy și de lobby pentru atingerea obiectivelor, totul la vedere. Trebuie să scoatem din subteranele economiei și acest gen de activitate, nu trafic de influență, ci lobby. Pe contract, între o firmă puternică și un lobbyist. Da, haideți să vedem și alte informații, le vedem. Și interesant, da? Da, te rog. Apoi o știre despre updatarea unui sistem de operare foarte cunoscut pentru telefoanele mobile, Symbian. Acum, de la românii, economic, da, la IT, de la sport la mondan și de actualitate locală până la chestiunile acestea. Bun, acest gen de informație, cum este privit de, eu știu, cititorul care este obișnuit să primească, nu, vedem la televiziune de știri un anumit gen de informații, gen nunta lui Borcea, ce a mai făcut da, Boc în Parlament, ce declarație a mai dat Băsescu, dintr-o dată vezi această informație din IT inserată într-un flux cotidian. Această informație din IT este foarte importantă, deoarece din ce în ce mai mulți oameni sunt nu dependenți de tehnologie neapărat, ci pasionați de tehnologie, folosesc gadgeturile, printre care cele mai numeroase sunt, bineînțeles, telefoanele mobile, apoi tablet PC-urile, laptopurile, desktopurile și așa mai departe, tot felul de dispozitive care ne fac viața mai ușoară și care trebuie să fie în pas nu cu moda, ci cu noutățile tehnologice, de aceea avem nevoie de update-uri atât din punct de vedere software, cât și hardware. Trebuie să fim cât mai, ca să zicem așa, conectați la tehnologiile de ultimă oră. Și o astfel de știre este utilă pentru că românii pot afla, iată, ca în cazul acestei știri, că pot să descarce o versiune nouă a unui sistem de operare. Da, ceea ce mi se pare cu adevărat inedit în această rubrică din ora de Dodge este faptul că există interactivitate, sunt cititori care postează opiniile sau pur și simplu întreabă autorul articolului despre lucrurile publicate acolo, despre ce se prezintă. Haideți să trecem și la subțin la câteva site-uri. Cojocaru Bogdan. Da, este un blogger pe care l-am provocat pe Twitter, de fapt am pus o întrebare pe Twitter, cine îmi propune acum un blog va fi promovat la TV. Da, chiar așa am spus. Iar Cojocaru Bogdan a fost primul dintre aceștia, nu este nici cel din urmă. Este un blog pe care nu îl vizitez atât de des, eu vă spun lucrurile pe nume, dar care are un conținut interesant. Nu am prea avut timp să mă uit pe acest blog, însă mi se pare util din punct de vedere al conținutului. Am citit câteva articole cu adevărat plăcute de citit, da? Ce nu mi-a plăcut, tema este mult prea simplă și cuprinde doar două, trei culori. Cum se poate schimba această interfață, nu? Tema, da, cum îi spui tu, interfața. Deci practic designul, da? Să vorbim pe înțelesul telespectatorilor. Păi, avem nevoie... Ceea ce se prezintă, da, când deschizi acest blog, cum se poate schimba? Avem nevoie, în primul rând, de cunoștințe în domeniul designului și apoi de cunoștințe în ceea ce privește aranjarea unei teme sau tot felul de chestiuni care țin de cromatică și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, dacă nu te pricepi prea mult la design, trebuie să apelezi la un om specializat în asta, un designer care realizează astfel de teme, atât pentru blog. Și în cele din urmă, dacă, uite, bloggerul nu se pricepe, nu poate apela pur și simplu la un șablon? Ba da, sunt șablone default în toate tipurile de bloguri, ca să fiu mai bineînțeles, mă voi referi la WordPress și la Blogspot, sunt șabloane default foarte simple și care pot fi updatate instantaneu. Iușan Rivia este un blog cu atitudine feminină, iarăși un blog pe care nu l-am vizitat de prea multe ori și pe care l-am descoperit cu ocazia acestei propuneri
Ce îmi place, faptul că autoarea are, se caracterizează printr-un slogan cu adevărat interesant, și fonturile cu care este scris titlul sunt unele personalizate. Nu știu dacă autoarea a realizat tema, însă cu adevărat este o temă interesantă care mi-a plăcut, iar cât despre conținut, pot să spun că și acesta este cu adevărat interesant. Și de asemenea este o provocare pe care o adresăm acum către telespectatori să acceseze acest blog. Poate fi găsit foarte ușor dacă căutăm pe Google, căutați cu Google, să spunem, cu motor de căutare. Și în cele din urmă, ultimul blog pe care îl vom prezenta în spațiul acestei emisiuni, pentru că este totuși o limită de timp, te rog. evasire.com este un blog de tânăr crujan, un blog pe care autorul povestește ceea ce simte. Din punctul meu de vedere, este un blog interesant. Descoperă brandurile de succes ale Crujului, este ultimul articol, articolul care am făcut și prin screen, un articol în care am citit multe informații utile, să sperăm că și craiovenii vor descoperi în curând brandurile de succes ale orașului Craiova. Cam acestea sunt blogurile pe care le-am analizat, pe care le-am prezentat în emisiunea de astăzi pe Mâinile Cui. Data viitoare, săptămâna viitoare, și cred că o să permanentizăm aceste întâlniri în doi, poate chiar în alte ediții vom încerca să intrăm în direct și cu blogger, cei care le realizează, fie telefonii sau poate chiar împreună cu noi, să încercăm să deschidem această punte de comunicare și cu ceilalți blogger, poate ne gândim și la o întâlnire a acestei comunități și poate chiar mai mult, nu doar întâlnirea bloggerilor din Craiova și din această zonă, să încercăm să îi punem în legătură cu autoritățile locale, să încercăm să îi punem cu cei despre care scriu, de multe ori politicieni sau artiști sau pur și simplu oameni din administrație publică locală, cred că multe sugestii ar trebui să vină și de la blogger. Cum ți se pare o astfel de idee? O astfel de idee nu mi se pare deloc nenecesară, ci mi se pare absolut importantă și foarte, foarte utilă. Sunt cu totul de acord ca o astfel de întâlnire să aibă loc și chiar mă ofer să fiu unul dintre promotorii unei astfel de întâlniri. Poate mai bine. Este foarte bine. Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Așa cum am spus, vor mai fi întâlniri în care să discutăm despre bloguri, despre internet, despre această zonă mai puțin cunoscută de telespectatorul care este obișnuit decât să butoneze o telecomandă și mai puțin cu un mouse, dar ne adaptăm din mers. Îți mulțumesc, Ovidiu, că ai fost din nou alături de mine. Vă mulțumesc și vouă, telespectatorul. Vă mulțumesc de asemenea și dumneavoastră că ne-ați urmărit și de această dată, ca de fiecare dată, și vă dau întâlnire luni de la ora 18. La revedere!